Regia de transport în comun a ajuns în prezent să acumuleze datorii către stat de peste 24 de milioane de lei pentru a putea obține o perioadă de grație din partea fiscului în care să-și achite restanțele eșalonat. Regia trebuie să constituie o garanție mai mare cu 16%. Mai exact, trebuie să aibă o asigurare de bunuri în valoare de aproape 30 de milioane de lei. Avem un buget în medie de 50 de milioane de lei pe an, din care jumătate se duce la salarii cu resursa umană și jumătate se duce pe cheltuieli materiale, iar la capital, la investiții, avem zero. Și atunci, ne întrebăm pe bună dreptate, uitându-ne pe buget, cum o să fie plătite datoriile astea chiar și reeșalonat? La începutul lunii septembrie, în urma rezultatelor financiare din 2014 și 2015, a fost solicitat un raport de activitate al regiei pentru primele 6 luni ale acestui an. Acest raport scoate în evidență că numărul de călători este în continuă scădere. Deci, pe primele 6 luni s-au realizat 25 de milioane de călători, ca o medie de 4 milioane și ceva pe lună, dar cu o scădere de 82 de mii față de planificat. În același timp, consilierii PNL vor să propună ca și persoanele active care au salariul minim pe economie să poată circula gratuit cu autobuzele RATC. În prezent, bătrânii care au o pensie de 1250 de lei beneficiază de gratuitate.